dimineața, este sâmbătă și sunt în Galați. Mă uitam că încă nu m-am obișnuit cu mine blondă, așa pe cameră, mai blondă, adică, pentru că nu m-am mai filmat de atunci de când v-am arătat vouă. Și da, sunt dubios de blondă. Și după cum puteți vedea, mai e ceva schimbat la mine, și anume genele. Diana s-a reapucat de pus gene, v-am povestit într-o zi pe Instagram chestia asta. Și s-a apucat, adică serios, adică pune tot timpul. Și am zis că cu prima ocazie când vin în Galați vreau să-mi pună și mie. Și m-am tot gândit și am tot zis și am tot vorbit despre ce gene să-mi pună. În ideea că eu voiam, de fapt amândouă, voiam ceva natural. Dar înainte, ieri le-am pus vineri, că am venit de ieri dimineață în Galați. Înainte să-i apucăm de treabă, am stat noi la discuție, am stat și... Până la urmă am decis că o să combine 1D cu 3D și a folosit niște gene un pic mai groase față de cum a folosit la altă fată la care a făcut această combinație și un pic mai lungi, pentru că am zis eu că le-aș vrea un pic mai lungi. Și ce n-am luat în calcul până în momentul în care am început să pună gene este faptul că eu am genele, am foarte, foarte, foarte multe gene și ale mele oricum sunt negre, whatever, dar sunt foarte multe, adică am stat multe ore să mi le pună și rezultatul, clar, este mai evident față de cum ne-am imaginat noi că o să fie. Da, cam așa a ieșit. Băi, mie îmi plac foarte mult, nu mă înțelegeți greșit, dar cu siguranță se îndepărtează de ideea de natural de la care pornisem. Și am zis că data viitoare cu siguranță le pune și mai subțiri și mai puține, cred că îmi pune doar 1D, data viitoare vedem ca să iasă totuși ceva mai natural. Acum mă simt așa foarte și vopsită și genată și cred că ieri pe la ora 8 am terminat să le-am terminat de pus și gen 24 de ore n-am voie să mă spăl pe față, n-am voie să stau în abur, n-am voie nimic de genul ăsta, evident nici să mă machez și astăzi... M-am dat doar cu produse de sprâncene, că n-are nicio treabă, n-a fetează cu nimic și cu ruși. Și arăt foarte ciudat pentru că sunt închisă în jurul ochilor. Și așa, zici că sunt la jumătate machiajului, nu zici că am terminat. Dar asta e situația. Și m-am dat și cu SPF pe față, dar am ocolit mult, mult zona ochilor. Nici pe nas nu prea m-am dat, tocmai ca să nu mă trezesc, că ajunge cumva pe la gene. Abia aștept biseară să mă spăl pe față. Da, deci 24 de ore trebuie să am grijă, după care e chiar indicat să te speli pe față ca lumea și pe gene și printre gene ca să nu te trezești că faci o problemă, că sunt persoane care știu că își pun gene și după aia s-a așa gen, nu le spăl să nu cadă. E o idee foarte proastă, am văzut multe poze de-astea pe net cu persoane care au avut multe probleme din cauza că nu s-au spălat ca lumea pe ochi, pe gene. Da, și mă vedeți că sunt pijamale, cu părul făcut și machiată, dar urmează imediat să mă schimb, am pregătit aici pe pat hainele. Nici vreau să știu cât de frig e afară, e foarte frig în Galați zilele astea, noaptea sunt minus 13 grade, gen, ca să vă imaginați. Mă pregătesc să plec. Și by the way, o să vă las, nu știu dacă v-am pus și pe ecran, pagina ei de Facebook, trebuie să-și facă și pagina de Instagram, nu știu dacă până la momentul în care postez eu clipul ăsta și-a făcut, dar o să vă pun, fie vă pun informații pe ecran, fie vă pun în descriere. În descriere vă pun sigur, dar nu știu dacă v-am pus și pe ecran, deci puteți să mergeți acolo dacă sunteți din Galați și vreți gene. Și ea pune de mai multe feluri, o să vedeți acolo care poze postate cu gene 1D, gen de alea foarte naturale, extrem de naturale, cu alea Russian Volume, care sunt, în caz că vreți așa ceva. Eu vă recomand pe Diana nu doar pentru că e sormea, că dacă, să zicem, ar avea o afacere și nu s-ar pricepe la chestia aia, vă dați seama că nici eu n-aș vrea și n-aș apelea, e a doua oară când îmi pune gene. Dar ea chiar se pricepe, a făcut un curs și constant participă la cursuri de-astea online, webinare, cred că se numesc, în care învață chestii și chiar... Mereu când îmi povestește, nu îmi povestește gen, pun genele astea că-s drăguțe. Nu, îmi zice, păi uite, am pus așa, că vorbim despre cazurile, persoanele la care au venit la ea până acum și îmi zice, uite, persoana asta avea ochii mai depărtați. Eu n-am putut să-i pun pac, i-am pus așa ca să dau impresia. Deci face lucrurile exact cum mi se pare că ar trebui și e super profi și foarte atentă și migăloasă. Sunt foarte încântată că s-a apucat să facă treaba asta, că chiar se pricepe, adică și apreciez că o face cu... se implică, e implicată, nu a zis că, băi, mă apuc și eu ca să văd ce iese, ci chiar are informația și, după cum știți, eu mereu și la păr și la unghii unde mă duc, prefer să mă duc la o persoană care văd că e implicată și chiar vrea să
învețe constant și să facă tot ce poate și să participe la cursuri și să se educe constant, pentru că domeniile astea avansează. Nu-i de ajuns să faci un curs, uite cum era păr. Faci un curs astăzi și peste 10 ani lucrezi tot cu aceleași informații. Păi nu mai e actual. Se schimbă trenduri, se schimbă produse, se schimbă tehnici. Și hai să vă zic un pic ce facem și azi, după care vă arăt o pijamăluță pe care i-am cumpărat-o nepoțelei mele, Rebecca, că a fost ziua ei și sper să reușesc să mă văd cu sora mea ca să-i le dau. Da, niște pijamale cu purcelușa Pepa. Ea e foarte mare fană purcelușa Pepa, a avut și tort de ziua ei cu Pepa. E amuzant că eu cu Andrei mereu glumim că el îmi zice mie că-s Pepa pentru că sunt îmbrăcată în roz și eu îi zic lui George. În fine, astea sunt inside jokes, dar am găsit o pijamă atât drăguță încât dacă era și pe mărimea mea, jur că îmi luam, pentru că e și mov. E foarte frumoasă, e laura care îmi place mie. Deși acum pare că îmi place foarte mult rozul și după ochelaș, după toate astea, dar e foarte drăguță, o să vă arăt imediat. Astăzi urmează să mă întâlnesc cu mama, o să merg înspre ea, după care mergem în mall, din ce am înțeles. Ea zicea inițial să mergem undeva să mâncăm de prânz, după care să mergem în mall, dar până la urmă mergem să mâncăm, ghiciți unde? La Pizza Hut, unde mergem noi tot timpul. Cred că am mers de 10 ori până acum la Pizza Hut și mereu am mâncat ori supă, cremă, ori pizza, ori focaccia, ori toate în zona asta, așa, cu multă pâine și foarte sănătoase și mergem tot acolo să mâncăm, după care zicea că poate ne uităm la un film, probabil că o să mergem și prin magazine să ne uităm după tot felul de chestii. Eu vreau să-mi cumpăr blugi, v-am mai zis, dar n-am apucat până acum să ajung într-un mall. De fapt, am fost odată și m-am uitat la H&M, dar la H&M n-aveau nimic să-mi placă și mi-ați recomandat voi Stradivarius și Zara pentru blugi din ăștia de care vreau eu mai large jos un pic. Nu, să vedem ce o să găsesc, dacă o să mă mulțumească. Eu am în cap foarte foarte clar ceea ce vreau. Sper să vedem acum dacă o să și găsesc. Și aici în Galați parcă mi-e așa mai accesibil, că e un mall pe care îl știu de mulți ani și am fost de miliarde de ori și parcă mi-e așa mai... E ca acasă. Și m-aș bucura să rezolv astăzi treaba aceasta. Și da, poate ne uităm, mergem și la vreun film. Probabil că o să mergem la ceva comedie slash de dragoste slash genuri din astea care să ne placă și mie și mamei. Vom vedea. Și după aia de seară, pe la 8 sau ceva de genul ăsta, o să se facă o ieșire, n-am înțeles unde, sincer, cred că nu s-a hotărât, cu prietenii, prieteni din, cu cașca de prieteni al lui Andrei, îi știți, că na, sunt o parte care sunt în București cu care n-apucăm să ne vedem foarte des și o parte care, stați, nu știu ce am zis, cu o parte care stă în Galați, sper că asta am spus, cu care n-apucam să ne vedem foarte des noi cei din București. Suntem și câțiva din București veniți aici weekendul ăsta, așa că o să ieșim. Și eu nu știu sigur dacă o să ajung, depinde cum desfășor, dar din experiența mea cu mama cam termin întâlnirea pe la vreo 6-7 seara, 8 poate, în funcție de ce facem, dar acum nu avem cum să stăm pe afară că e frig, n-o să terminăm foarte târziu. Și după aia cred că mă duc să mă întâlnesc cu ei și pe aia vin acasă, aici la tata. Faza e că eu am niște treabă, am de editat pentru mâine vlogul cu vopsitul, că nu e editat și o să fie de editat la el, pentru că am atât de mult material. Am filmat atât de mult, am avut la mine ambele baterii, le-am schimbat pe amândouă, aproape că mi-am epuizat tot spațiul de pe card, deci am filmat foarte mult, am lăsat efectiv camera pe trepied, tot cât m-a filmat și cu afat, adică a fost un pic, a fost, nu știu, cred că numai asta a fost 30 de minute. Ceea ce e mult, adică trebuie să stau să mă uit la tot ăla, să văd ce pot să pun și ce nu. Și trebuie neapărat să editez în seara asta, ca în timpul nopții să se exporte și să se încarce pe YouTube. Eu mai las uneori la exportat clipuri și mă trezește creierul pe la 4 dimineața și primul gând e clipul. Și mă duc la laptop și se atârna de exportat de obicei și îl pun pe YouTube, ca să aibă timp până dimineața să se pună pe YouTube. Ca dimineața să-l verific și mâine să nu mai stau de el, că mâine e duminică, mâine seară plecăm, nu vine să cred, abia am ajuns ieri și oricum știți că trec foarte repede weekendurile astea, v-am mai zis. Și cred că știți și voi cum e, când dacă mergeți acasă în vizită, efectiv trece super repede. Da, și mâine probabil că o să am chestii de făcut și nu o să pot să stau numai lângă laptop, deci sper de seară să am energie. Eu aș vrea de seară să fac chestia asta, dar ieri ne-am trezit foarte devreme, ne-am trezit la 7 după ce ne-am culcat pe la 1 sau ceva de genul. Și toată ziua de ieri am fost foarte obosită, cât mi-a pus Diana gene, mă luase somnul rău, rău, rău de tot, rău de tot. Dar n-am putut să ațipez sau să adorm. Nu e ceva neobișnuit din ce am înțeles, multă lumea doarme în timpul acestui proces, că stai cu ochii închiși și
stai pe un pat confortabil, m-am și învelit, deci eram acolo foarte bine, dar era multă lume în jurul meu și n-am putut să adorm, dar mi-ar fi prins bine. Și am căzut lată la 11 seara, am adormit instant, am pus cap pe pernă și m-am trezit direct pe la, nu știu, 6 și ceva, ce să vedeți, odihnită, pregătită de sală, dar n-am mers la nicio sală, evident, am stat vreo jumătate de oră, poate mai bine, și am mai dormit un pic. Da, iar acum o să mă schimb și o să plec înspre mama. Acum hai să vă arăt pijamăluța cu purcelușa Peppa. O să vă placă. Da, asta e. Eu inițial aș fi vrut să luăm o rochiță cu purcelușa Peppa, dar n-am găsit. M-am tot uitat, m-am uitat și pe net, m-am gândit să dau comandă și să le vină direct acasă, că era clar că în timp util nu o să ajungă, ca să pot eu să o duc weekendul ăsta. Da, până la urmă am zis să nu fac nici asta și am găsit aici, în Galați. Întâmplător am ajuns în acel magazin, dar am zis că s-ar putea să găsim. E în Țiglina, un magazin care s-a deschis relativ recent, nu știu, jumătate de an, un an, habar n-am. Panda, cred că se numește, cu chestii de-astea chineze. Și am intrat acolo să mă uit eu după mai multe chestii, mă rog. Și am ajuns și la secțiunea de copii. Și am văzut, nu cred că erau prea multe chestii cu Peppa, erau pijamalele astea și cred că cam atâta. Vai, și când le-am văzut, zic, Doamne, sunt foarte drăguțe. Le-am luat mărimea 100. Habar n-aveam ce mărime să iau. Mie mi s-au părut micuțe așa, pentru cum știu eu că e Rebe. A făcut 3 ani acum. Și mi se par micuțe, dar am sunat-o pe mama, că m-am gândit, na, ea probabil se pricepe mai bine la copii decât mine. Și că n-am vrut nici să o sun pe sora mea, că vreau cumva să fie surpriză pentru amândouă. Și mi-a zis că, 120 e prea mare, cum voiam eu să o iau. Ia-i mărimea 100 și sper acum să-i vină, măi, eu am păstrat bonul. În caz că nu-i ok, îl dau să se ducă să schimbe, dar uitați ce drăguțe sunt, Doamne, și pantalonașii. Și movul ăsta e simpatic, deci vă jur că mi le luam și eu, că m-am uitat și pentru mine la pijamale, dar nu era nimic, e așa interesant. N-aveau cu Peppa, ce să-i faci? Le-am așezat așa în sacoșă ca să se vadă capul lui Peppa. Da, cam așa. Asta e o sacoșică pe care mi-a dat-o Diana. Că am zis să nu mai au sacoșe de cadou, să o întreb pe ea, că știți cum e, cred că și voi când primiți cadouri păstrați sacoșele și eu am câteva în dulap pe care vreau, na, să le refolosesc. Și uitați ce drăguță e așa roz, foarte simpatică. Până îmi vine Uber-ul, voiam să vă arăt ce nămeți sunt în Galați și acum încă e bine, ci că de 2 săptămâni așa, gen. Doamne, eu când am văzut ieri nu mi-a venit să cred, noi în București n-am prea avut așa zăpadă. Da, drăguț, nu? Deci e 2:30 ceasul, dar mă uitam pe Netflix la un documentar, că am terminat documentarul la care mă uitam eu și m-am zis, mă, mai la ceva legat de asta cu mistere chestii și m-am început să mă uit la mistere neelucidate de pe Netflix, că sunt mai multe episoade
Și da, e 2:30. Eu încă sunt în pijamale. Sunt la tata, tot la tata sunt. Pentru că, să vă explic, trebuia să editez clipul pentru astăzi de mai demult. Pentru că, adică de vineri, nu știu, de ieri. Dar n-am mai apucat, pentru că aseară am ajuns super târziu acasă. O să mă dau un pic mai aproape, e prânzul, lumea doarme. Dar, mă rog, sunt camera care e cea mai depărtată de camera asta de sufragerie. Și de dimineață, mă rog, m-am trezit pe la 9:44. M-am dus la baie repede, m-am dat cu cremă, m-am spus pe dinți, am venit în cameră. Când am luat laptopul să editez, a sunat la ușă. Eu vorbisem de ieri cu Roxana, cu sora mea cea mai mare, care o are pe Rebe, cea căreia i-am cumpărat pijamăluțele cu Pepa. Și am vorbit cu ieri, de ieri cu ea și a zis că poate să ajungă cam pe la prânz, așa. Și când a sunat la ușă, mi-am dat seama că ea și zic ok, să pun laptopul sus. L-am pus undeva în cocoța pe dulap pentru că știam că să vină și Rebecca. Ea e un pic mai mare, are 3 ani și ori, deci nu e atât de neastâmpărată, să zic așa, dar urma să vină și Victor. Și Victor, știți cum e, apucă tot. E suficient să lași o chestie o secundă cu o apucă și nu mai lasă. Și am zis că editez după aia. Vă dați seama, s-a făcut hărmălaie în casă, a fost super drăguț, am râs, ne-am jucat. M-am jucat cu Rebe un joc cu cartofi prăjiți. Am uitat cum se numea, ceva, trebuia să iei niște cartofi și era super haios. Și un joc cu biscuiți. A fost foarte fain, m-a bătut la ambele. Și am făcut așa o masă în familie cu mămâlcă, cartofi prăjiți, usturoi. Foarte drăguț, acum am mâncat și o clătită și lumea a plecat pentru că trebuiau copiii să se culce și am rămas să editez. Am editat, dar am uitat să pun ceva. Și am lăsat clipul la exportat, totul bine frumos, a exportat, mă pregândeam să-l încarc pe YouTube și deodată mi-am amintit, zic, am uitat să pun imaginile cu before-ul. Că v-am zis eu la un moment dat că mă pregătesc să mă la salon, o să vă las pe aici imaginile pe ecran cu părul ăla. Am uitat să le pun pe alea și a trebuit să șterg clipul exportat, să mă duc să editez bucățica aia din nou cum trebuie și să le export din nou. Și acum văd că îmi scrie că mai are 43 de minute. Deci, da, sper să... Noi pe la 5 plecăm, deci până atunci ar trebui să se și exporte, să se și încarce pe YouTube, ca eu să pot să-l postez. Clipul nu e foarte lung, are 16 minute, adică ar trebui să iasă până atunci. Da, drăguță ziua de astăzi. Hai să vă povestesc un pic de ziua de ieri și după aia să vă arăt niște cumpărături pe care le-am făcut. Foarte cute. Și după aia cred că închei vlogul și încep de când ajung la București, probabil că altul. Da, deci, ieri. Ieri, până la urmă, m-am văzut cu mama și, deși am zis că mergem să mâncăm la Pizza Hut, ea mi-a zis că hai să mergem să mâncăm la Upper. Upper este un pub, restaurant din ăsta mai fancy, undeva în cadrul hotel, am dat cum se numește hotelul ăla de acolo, hotel Vegas, am uitat cum se numește, e pe faleză, pe faleza superioară. Și fancy în interior, e foarte frumos. Nu știu cât v-am filmat, că erau oameni pe acolo care luau și ei prânzul și nu voiam să-i filmez foarte, foarte mult. Și am mâncat, mama și-a luat somon cu piure, cu trufe și cu sparanghel, iar eu, deși suna bine ce-am mâncat ea, eu nu mi-am luat asta, mi-am luat niște degetele de pui. Eu am vrut inițial să-mi iau cartofi gratinați cu mac and cheese. Ambele erau garnituri și mi se păreau că sună bine. Și mi-au zis că nu se poate să... Adică nu putem da două garnituri. Mi s-a părut așa, zic ok, bine. Și mi-am comandat mac and cheese și niște... Așa, fâșii de pui, ceva, chestie cu un sos. Nu mi se pare că am ales foarte inteligent. Puteam clar să mă duc pentru o opțiune mai interesantă, dar a fost ok. Și nu știu, mac and cheese nu erau mac and cheese așa cum trebuie să se facă ele. Ci erau efectiv paste cu brânză. Erau un pic grețoase, mă rog. A fost ok, mi-am luat și un fresh pe care l-am băut așa, din prima, că mi-era super sete și poftă așa de fresh și acum mi-e poftă de fresh. Deși, da, uite, ieri am băut fresh, de două ori am băut, odată mi-am cumpărat din Carrefour și o dată la restaurant. În fine, am plecat de la Upper, ne-am dus în mall. În mall am început să ne plimbăm prin magazine și amândouă ne căutam blugi și eu și mama și chiar râdeam că ne luăm blugi identici. Până la urmă mama nu și-a găsit blugi, și-a găsit alte chestii, și-a găsit o vestă drăguță. Parcă și-a luat și un plover, și-a găsit câteva chestii, dar blugi nu și-a găsit. În schimb eu, mi-am găsit două perechi de pantaloni, de care sunt foarte încântată. Și acum încep să vă arăt ce am cumpărat. O să vă zic și magazinele în care am fost. Eu știam că vreau să-mi iau blugi, dar
cumva eram, na, mai am perechi de blugi acasă și am zis că îmi cumpăr blugi și o să am și pantaloni de piele și așa. Dar pantalonii mei de piele, cei vechi, s-au rupt, adică s-au, mușama asta din care s-a făcut, s-a ras. Și ghiciți unde s-a ras? La între picioare. Acolo s-a ras, între picioare. Și nu știu dacă au devenit transparenți, sunt din New York, acum sunt pe dos. Nu știu dacă au devenit neapărat transparenți, dar s-au ras destul de tare. Na, i-am purtat foarte mult. Deci așa arată pe exterior. Și îmi pare rău de ei, pentru că erau așa confortabili. Și pentru că au așa materialul ăsta înăuntru, erau călduroși. Chiar primăvara nu puteam să-i port. Și mi-a fost tare drag de ei. I-am avut de două ori. Odată, mi-am luat din New Yorker, a fost 100 de lei pereche. Acum nu știu dacă se mai găsesc exact la fel. Și mi-am luat odată, s-au rupt, un pic gen pe picior. I-am aruncat, i-am dat la reciclat la H&M și mi-am luat alții, altă pereche care m-a ținut un an de purtări intense, adică m-am bazat foarte mult pe ei. Și ieri am zis că ok, hai să-mi cumpăr și o pereche de pantalon de piele. Și am avut așa emoții, că știu cât de mult am căutat pe ăștia pentru că nimic nu-mi convenea, dar între timp m-am mai deschis și eu un pic la minte și sunt un pic mai deschisă la trendurile astea care sunt acum. Prin urmare, mi-am luat două perechi de pantaloni, ambii sunt evazați, da? Deci... sunt așa și eu modernă. Și ambele perechi sunt din Stradivarius. Ok, îi avem pe cei de piele. Ei seamănă foarte mult ca model cu cei pe care i-am avut eu, inclusiv faptul că au fermoarul ăsta pe o parte, au dungile acestea și vin tic, 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 tic. Iar aici evazați și au o crăpătură în interiorul piciorului. Și sunt comozi, sunt drăguți. Mărimea mea este 38 și ei au fost 140 de lei. Așa tare mă bucur că am reușit să-mi găsesc chestii ieri în mall și că nu trebuie să mă mai duc și prin București în mall, nu știu, deși în București sunt mai multe magazine. V-am zis, aici în Galați sunt un pic mai confortabil că cunosc foarte bine unul la mână și doi la mână e mai puțină lume decât în București și a fost ok, deși ne-a fost foarte cald și a fost cât de cât aglomerat, mă rog, a fost și plăcut că am fost cu mama și ne-am uitat noi așa ca fetele, a fost foarte cute. Da, ăștia sunt pantalonii, v-am zis, Stradivarius. Și mulțumesc pentru sugestii, pentru că m-am dus și la sugestia voastră în Stradivarius după blugi, că prin alte magazine în care am intrat nu m-am uitat așa mult la blugi. M-am uitat așa un pic, dar... Și a doua pereche este, tot din Stradivarius, sunt niște blugi superbi. Astăzi o să-i port pentru prima oară, abia aștept, sunt fiartă după ei. Flare Slit, Stradivarius, tot așa, 38. Ador culoarea în primul rând, deci, vai, sunt atât de frumos, uitați-vă. E superbă culoarea, mie îmi plac culorile astea pentru blugi așa mai deschise, evazați. Aici sunt așa sunt tăiați cumva și au tot așa în interiorul piciorului o tăietură. Deci e cam același model, doar că ăsta e din jeans, din denim. Da, și sunt foarte frumoși și ăștia au fost tot 140, au aici prețul tăia, dar din ce țin minte tot 140 au fost. Mi se par superb și da. Sunt și mi se par și destul de comozi, sunt niște blugi care sunt destul de elastici, nu sunt din aia țepene așa. Și sunt cu talie înaltă, sunt strâmți pe coapsă. De fapt v-am filmat, acum am dat seama că eu v-am filmat prin cabine, în imagine pe care le-ați văzut. Nu știu dacă m-am filmat chiar tot. Am zis că pantaloni de piele nu vi-am filmat, dar în fine, i-am purtat aseară, să nu ziceți la nimeni, m-am schimbat în mall, că mă simțeam așa dubios să mă duc cu pantalonii rupți. Că ai văzut semier că s-au rupt mai tare, la restaurant și am zis să mă schimb în... Bun, blugi, tot 140 de lei, cam atât din Stradivarius. Stai că am și asta, dar asta am uitat de unde e. Ah, am fost și în Resort și am găsit acest ploveraș slash bluziță crop verde, așa, foarte drăguț. Încerc să mai experimentez și eu cu culorile și de asta verde chiar nu aveam. Asta e mărimea M și a fost 30 de lei. Ok, cred că îmi venea și un S, dar M-ul am găsit și am zis că, băi, hai să vedem cum vine, e posibil să fie mai lărguț, așa, mai confortabil și mi se pare că e super ok și nici nu e foarte crop, având în vedere că e un pic o mărime peste cât port eu, foarte drăguț și îmi place mult materialul, că e moale și sper să nu se scămoșeze. Așa, din New Yorker, m-am dus în New Yorker să-mi iau... maieuri și să mă uit să văd ce mai au pe la reduceri. Îmi caut în momentul de față niște rochițe și am găsit două. Rochițe, ok, Andreea. Le zic rochițe pentru că mă refer că sunt astea scurte care pot fi purtate cu dresuri, pot fi purtate când e frig. Nu prea am găsit rochii sau alte chestii, dar
am găsit un maiou care este aproape identic cu maiou pe care l-am eu. Voiam să-mi iau vreo 2-3, dar nu mi-au plăcut culorile. Erau gen 3 culori, negru, ăsta și un maron chis, nu mi-a plăcut. La 20 de lei, mărimea S, nici nu am probat. Am câteva chestii aici pe care nu le-am probat, la blugi am probat, dar la restul nu. Trebuie să mă apuc să văd care e treaba, cred că acasă abia o să le probez. Dar mă rog, un maiou simplu, tot trebuie să mai îmi cumpăr. Și ce voiam să vă mai zic, am văzut că în New Yorker a apărut geanta asta, vedeți, ca a mea, și pe alb și pe roz deschis. Deci există și neagră și crem pe a crem, n-am văzut-o cum am eu acasă, și albă și roz deschis, foarte cute, și am văzut că au scumpit-o, acum este 99 de lei, 99 de lei 90, mai știu, 100 de lei oricum. Ce mă enervează este că la cea... De fapt, cred că și la... Da, cred că la ambele sau... Acum uite că m-am uitat și chiar e... S-au închis la culoare chestiile astea aurii. Au devenit... Nu știu, au ruginit, aș putea să le zic că au ruginit. S-au închis la culoare, s-au făcut arămii din aurii. Dar la asta nu mi se pare chiar de evident ca la aceea crem de acasă. Mi se pare că la aia crem, fiind deschisă, doamne, se vede foarte, foarte tare că s-a întâmplat asta. Bun, după care am intrat în Sinsay, de acolo ne-am luat câteva chestii amândouă. Am tot zis noi că nu mergem în Sinsay, nu mergem în Sinsay. Ce să vezi, când am intrat în Sinsay, ne-am luat amândouă chestii și am fost chiar încântate de ce am găsit. Am găsit rochia aceasta pe care n-am probat-o. Nu știu cum e. Era așa un pic îmboțit, întoarsă, ca a probat-o Diana. Și venea, era un picuț mare, deci cred că o să-mi fie bună mie. Cam așa este. Ea e o rochie din, într-o mușama din asta foarte moale, așa foarte faină, super ok. E efectiv pe corp și eu mi-o imaginez purtată acum când e frig, cu o maletă neagră pe dedesubt, cu dresuri, cu bocanci, dacă vreau să fac așa, sau cu cinea peste genul, nu știu. Și m-am gândit că aș putea să o îmbrac așa la un date sau un club sau nu știu, oriunde. Mi se pare foarte drăguță. Și asta a fost, e mărimea M, am zis un noi S, pentru că nu voiam să mă țină, să mă strâng, a fost 40 de lei. Nu știu cât era înainte, că-i tăiat prețul, dar eu am dat 40 de lei pe ea. Și are bretele reglabile, un alt lucru bun. Pe asta n-am probat-o, deci habar n-am. Nu vine, vom afla. Și mi-a mai plăcut rochia aceasta. A, și mi-am luat și brățara asta, by the way. De mult timp mi-am dat seama că nu... N-am mai avut brățară roșie la mână, asta pentru că s-a rupt cea pe care o aveam cu căpuțul de pisică, aceea care avea A, și din păcate nu mai pot să mai refolosesc ăla, așa cum am făcut de mai multe ori, că mi se rupea brățara și refoloseam capul de pisică, dar acum n-am mai putut să fac asta pentru că capul respectiv a ruginit, s-a zgriat, nu mai arată bine și l-am acasă, l-am păstrat, dar nu-l mai pot folosi. Și m-am luat brățara asta care este atât de simpluță, dar mi se pare așa de faină, am luat-o pe cea cu cea mai mică pietricică și... E cute așa, mi se pare nice. Bun. O altă rochie, mi s-a părut drăguță rochia asta. Eu mai văzusem, băi, deci am văzut în Reserved o rochie, model baby doll, superbă, cu mânecile bufante transparente, cu aici era strâmtă și de aici încoace era așa largă, era atât de faină, materialul atât de moale, era și la un preț bun, era 60 de lei. Nu am luat-o pentru că era o culoare ciudată, era un... Măi, nici nu știu cum să zic, un roz deschis, dar un fel, un roz pământiu. De fapt, v-am filmat-o, pe asta sigur v-am filmat-o. Nu știu dacă vă dați voi seama, dar mi se pare că nu mă scutea în evidență, n-arăta bine. Deci, nu arăta bine parcă nici cu părul, nici cu tenul, nici cu... Nu, n-arăta bine cu pielea mea, nu știu exact care era treaba. Și am lăsat-o. Mi-a fost greu, dar am lăsat-o. Am zis că nu vreau să iau o roche care nu mă scoate în evidență, care nu stă bine, nu știu cum să zic. Mi-am cerut și părerea mamei și mama, a zis că, băi, frumoasă rochia, dar e ceva... Și am zis, da, cred că e culoarea de vină. Și n-am luat-o. După care am fost în Sinsay și am văzut-o pe asta. Și mi s-a părut foarte drăguță nuanța. Mi se pare că e chiar e mai maro deschis spre garbă, așa, foarte agreabil. Și mi-a plăcut modelul. Nici pe asta n-am probat-o. Pe asta am luat în mărimea S pentru că am văzut că e mai largă. 36 de lei și mi se pare foarte... versatil, adică clar pot să o port și acum cu chestii pe dedesubt, dresuri groase etc. și o să pot să o port și la primăvară și cred că și la vară pentru că e un material foarte nu știu dacă vaporos e cuvântul potrivit, dar e un material ușurel și mă imaginez cu niște ciocate, cred că arată atât de nice, niște botine de alea scurte așa. Da, chiar trebuie să-mi caut și din alea. E cât de că lungă, nici nu știu dacă mă credeți până unde vine, cred că e undeva deasupra genunchiului.
cu prima ocazie o să o și port. Și când eram la casă, mi-am instalat de acolo repede aplicația, mama se uita și a cumpărat niște căști și a cumpărat ea și am văzut că au agende și eu îmi caut agenda pentru că cea pe care o am în acest moment e pe sfârșite, mai am cred că două pagini sau ceva, îngrămădeam pe acolo să scriu chestii. Eu mai am prin casă așa agende, dar nu sunt chiar agende, caietele, ori au de-astea de matematică și mie nu-mi place, n-am să scriu sau am agenda cu pătrățele de matematică. Așa că am zis că îmi caut o agendă. Și la Sinsay, agendele sunt într-o folie și astăzi că v-am păstrat ca să vă arăt. Uite, era în folia aceasta și pe folie ai, ai o foiță în care ți arată cum e agenda în interior. Erau câteva cu pătrățele de matematică, v-am zis că mie acelea nu-mi plac și am văzut-o și pe aceasta și când m-am uitat inițial la ea zic, a, ok, deci am aici mai multe chestii, eu văzând-o că e așa, m-am gândit că e jumătate de pagina așa și restul e gol. Și mă gândeam, sus scriu eu liste, scriu wishlist-uri, scriu ce mai vreau și după aia partea de jos îmi notez alte cele. Dar nu e așa, din păcate. E un planner exact cum e un planner și mai are și scrisul așa. Nu știu cum de nu m-am prins, că am și acasă un planner de genul ăsta. Nu chiar la fel, dar mă rog, e un meal planner. E roz, nu știu, nu cred că puteți să vă dați seama că e foarte mult soare. Uitați câte jucării sunt aici. M-am jucat cu toate, să știți, am reparat mașini. Da, cam așa arată. O deschizi și ea e gândită să fie în felul acesta. Și, da, nu prea se potrivește cu ceea ce îmi doream eu, dar acum nici să o ignor, n-aș vrea, e foarte drăguță și mă gândeam să scriu pe aici ce pot să scriu și să folosesc foile astea, partea asta de foi pentru ce am eu nevoie. Sau să scot foile astea și să pun alte foi, sau să o dau la, să o dau cuiva, să o dau la un giveaway, habar n-am, și să-mi cumpăr eu alta. Eu am acasă o agendă care mi-e foarte dragă, e o agendă de la sora mea, de la Roxana, comandată de pe nu știu ce site, care are copertele, coperțile, dintr-un fel de lemn, cu o pisică așa desenată. Am fost o idiotă și am scris pe ea toate tâmpenile. Am scris când eram, când lucram eu, mi-am scris tot felul de chestii, am scris niște chestii de facultate, le-am scris și urât, nici nu mi-au trebuit, cred că foarte tare sau mi-au trebuit, dar la un moment dat, ce să vedeți, nu mi-au mai trebuit că se mai termină și facultatea și nici la jobul ăla nu mai sunt. Și agenda a rămas, mai are câteva foi, dar n-am cum, nu știu, de la jumătate, după jumătatea agendei mult, să încep să scriu eu acolo, da, to do, sau ce clipuri să filmez, sau să mă dez eu chestii și mi-a dat ideea să umblu la, că e cu chestii din astea, să umblu acolo, să iau, să scot foile și să pun altele. Dar acum nu știu de unde să iau foi din alea, pentru că alea sunt niște foi așa mai groase, cartonate. Apar nu am, deci, într-o situație, dar aș vrea, sincer, aș vrea să refolosesc coperțile respective, pentru că erau foarte, foarte cute, așa, mi-a plăcut. Da, nu știu ce să fac exact cu acest planner. O să văd, nici n-aș vrea să am 700 de agende, să le țin degeaba, mi se pare stupid să ai 100 de agende, eu am nevoie de o agendă pe care să îmi scriu de toate și mai sunt și lucruri pe care, evident, îmi place să mi le notez pe telefon, dar pentru mine e necesară și o agendă, că așa m-am învățat eu să am o agendă pe care să notez chestii. Soarele ăsta văd ca tot intra și a ieșit din nori. Astăzi e prima zi când m-am machiat așa mai mult decât n-am genele, m-am dat cu un BB cream. Am aici machiajele pe care le-am folosit și m-am dat cu BB cream-ul ăsta pe care l-ați văzut. Ăsta cu SPF 30. Când m-am zis că m-am trezit la 10 și m-am spălat pe față, m-am dat cu SPF. Și acum m-am și machiat acum vreo jumătate de oră. Cam așa. M-am dat cu ruj, cu chestii sprâncene, cu iluminator, cu blush, cu astea. Nu mi-am făcut mai nimic la ochi. Mi se pare că m-am machiat atât de repede, foarte repede a fost. Singurul lucru pe care l-am făcut la ochi, de fapt, a fost la ochi, adică ce ține de gene, linia genelor, a fost să-mi aplic un pic de tuș aici în interior ca să-mi fac eu ochi, să fac ochii așa chet. Da. De acum urmează să plecăm, că e duminică și cât e? E aproape 3. Cred că o să mă schimb, sincer, și o să-mi fac băgăjelul și o să sun pe Diana, o să-i scriu, să întreb ce fac ca să mă mai duc și pe la ei, că așa treabă nu mai am. Sunt un pic dependentă de laptop, ar trebui să-l iau cu mine dacă mă duc la ea. Sau, nici nu știu cum să fac. Mi-e și somn, sincer, mă doar un pic capul, că am ajuns destul de târziu acasă. A, și să vă termin povestea. După ce am făcut cumpărături în mall și ne-am mai fi pe acolo, mama s-a dus la ea acasă, iar eu m-am dus la Corso, unde m-am întâlnit cu prietenii, după care de la Corso am plecat la unii din ei acasă și am mai stat pe acolo până pe la, nu știu cât era ceasul, 1 noaptea, 1 și
Nu știu, era târziu oricum. Și vă dați seama, ajuns acasă până m-am demachiat, am făcut duș, m-am schimbat, n-am mai trecut măcar o oră. Și m-am culcat destul de târziu și mă cam doare capul, deși m-am trezit la 10, dar parcă am dormit așa, foarte întrerupt. Și parcă m-aș culca acum, dar mă gândesc, băi, dar pot să dorm și la noapte. Profit acum cât ești în Galați. Da, nu știu, hai că văd eu ce fac. Am vrut să vorbesc și cu voi, să fac o încheiere pentru clip și să vă arăt neapărat ce am cumpărat, că n-aș fi vrut să rămână lucrurile pentru... pentru București, pentru că vă dați seama, ajung și o să încep să tai toate etichetele și să le pun la spălat ca să pot să le port. La pantaloni sunt mai așa, mai ok. Dar uite, mai eu, de exemplu, nu cred că o să-l port până nu-l spăl. Am zis că e mai bine așa decât să mă trezesc că, nu știu, spăl chestii, ui, ceva. Am zis că e ok așa. Erau toate în sacoșă. Gata, vă las, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul meu și ne vedem data viitoare cu unul nou. V-am pupat!